Școlile de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina și Septimiu Mureșan Cluj-Napoca își deschid porțile pentru o nouă generație. 24 octombrie este data limită de înscriere pentru unul dintre cele 1640 de locuri disponibile în cele două unități de școlarizare. Numărul de locuri defalcat pe școli este următorul. 1340 la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina și 300 la școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații vor depune documentele solicitate până la data de 24 octombrie 2024. Înscrierea se face exclusiv online și doar la una dintre cele două menționate mai sus. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar la final, examinarea medicală a candidaților rămași în concurs, după parcursul curgera etapelor amintite. Proba de evaluare a performanței fizice va fi susținută în perioada 1-6 noiembrie, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat.